mănâncă ciorba, dar ia vedeți, prieteni. A fost mai fierbinte, dar ia vedeți, prieteni, cum am împulecat-o eu. Deci a fost o ciorbă foarte bună, prieteni. Aici la restaurantul ăsta este la kilometru 80 pe autostrada pe sensul Pitești-București. Deci autostrada Pitești-București la kilometru 80, doamne, aici, da? Aici este restaurantul, aici este restaurantul, să rămână. Deci vedeți și pe ursul. Vedeți, prieteni, în București. Și mergem pe aici, pe acolo, pe unde avem treabă. Mașina noastră bună. Deci vedeți, ursul este cu mașina lui bună. A picat plafonul pe noi. Auziți, a picat plafonul pe noi, dar avem aici pe ce sfânt aici, ursule, pe Dumnezeu. Și l-avem pe Arsenie Boca. Pe Arsenie Boca. Și ce sfânt aici, tot? Am de toate, am și pe aici. Ia uitați, prieteni, să ne ajute și nouă toți Sfinții Dumnezeu, să ne ajute Sfânta Treime, toți Sfinții, prieteni, Maica Domnului și dumneavoastră la fel, să vă ajute toți Sfinții și Maica Domnului și Dumnezeu și Sfânta Treime. Deci vedeți, începem aventura la București. Stânga trebuie acolo. Da, prieteni, suntem cu mașina lui Ursu, uitați-o. Asta e mașina lui Ursu, cu plafonul. E mașina mai de bară, mai decapotabilă. Vedeți, suflă vântul în plafon. Dar avea niște tale, niște pioneze. Nu, era locul ăla. Și de ce nu mai e? Era alt opel ăla. Păi dă opel ăla alt, nu mai e? Nu mai e ăla, e la fier vechi. Doamne, l-ai vândut la fier vechi? Nu. Cine l-a vândut? Patroana. Auziți, patroana a dat mașina la fier vechi. Nici nu m-a întrebat. Nici nu m-a întrebat dacă... Nici nu te-a întrebat dacă se-l vândă? Da, nimic. Păi trebuia să-l lupt, să iei piesele de pe el. Păi asta am și vrut, dar am intrat în curte odată, am venit din oraș și am văzut că nu mai e acolo. Păi pe cât l-a dat la fier vechi? Dacă patroana? Zic că ne bunești. Pe cât? Pe 5 milioane. Pe 5 milioane a dat mașina la fier vechi patroana. Pe 5 milioane, vedeți, da. Prieteni, să răzbună pe noi patroana, din cauza asta vrea să ne vândă tot, mașinile tot, ca să n-avem cu ce să umblăm. Măcar mai luăm ceva de pe aia ce mai întrebea la asta. Da, dar nouă ne ajută Dumnezeu, prieteni. Și cum le dă totul, pe 5 milioane? Pe 5 milioane, da. Pe bune, e prea de tot. Uite, e prea de tot. Buton aici. Care pornesc termocupla din el. Nu se mai încinde. Eu nici nu știu ce înseamnă termocupla. Ventilatorul ăla din față de la radiator. Ah, ventilatorul? Da. Nu-i problemă. Haideți să pun așa. Ca să mă vedeți mai bine. Prieteni, și asta vom merge în oraș. Vă vom arăta ce facem noi în oraș. Când coborâm din mașină, dar este foarte cald. Pe bune, foarte cald, prieteni. Deci vedeți, noi avem geamurile date jos pentru că avem aer condiționat la ventilator. Adică avem o sfârlează de aia de care se învârte ursul. Dar nouă nu ne e rușine, prieteni. Asta e, dacă viața ne-a dus aici și ne pune la încercare, n-avem decât să acceptăm. Și dreapta ursul. Deci să acceptăm realitatea, prieteni. Tot timpul sunt leșinat. Da? Păi numai tu. E vorba că și eu, mi-e foame rău. Mi-e eu foame... am metabolismul rapid și trebuie să mănânc mult. Mănânci mult? Mănânc mult, dar metabolismul. A, nu mănânci mult, ursule, tu mănânci puțin. De serios, mănânc chiar... puțin. Chiar mănânci puțin. Dar... problema este că așteptăm să mănânce, să vină ciorba, prieteni. Ursul a ales să mănânce de data asta o ciorbă de burtă. Și mici. O ciorbă de burtă și niște mici. Dar pe căldura asta niște mici merge și ursul. Și cu stomacul meu, combinația fatală. Păi ies pe o friptură, ia să altceva. Serios, am, vorbesc. Am o poftă de mici. Și eu am comandat o ciorbă de perișoare, prieteni. Și o porție de mici.
tot mi s-a lăsat la mici, pentru că mi-a zis doamna de aici că sunt mici de dedulești. Și acolo la dedulești se fac mici foarte buni și mari. Am mâncat mai de mult acolo și chiar sunt foarte buni. Știți și voi, prieteni, care sunteți pe traseu. Vreți să apareți și dumneavoastră în vlogul nostru, doamna, sau vă deranjează? Nu, cum să nu. Să mă vedeți și dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Să rămână, Doamne ajută! O vedeți și pe doamna, apare în vlogul nostru, prieteni. Uitați, ne-a adus smântâna, dar noi mâncăm smântâna înainte. Da. Da, da. Mai bine făcut, doamna. Mai bine făcut. Da, 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 da. Uitați șorba de burtă. Și asta e de perișoare, doamnă. Foarte bună. Da. Mulțumim. Mulțumim, doamnă, să rămână. Da, da, da. Să rămână, să rămână, doamnă, să rămână. Ursule, bună ciorba aia, hai să N-am vedem. N-am gustat încă, dar să știi că miroase foarte bine. Miroase bine? Eu vreau să văd dacă e bună asta de... Doamne, dar puteți să-mi spuneți cum vă numiți? Janeta. Janeta? Da. Da? Mulțumim, vedeți? Da, să rămână, o vedeți. Așteptăm cu dar să aveți poftă. Da, mulțumim, doamnă. Ia să mâncăm, să gustăm acum din ciorbă, prieteni, să vedem dacă are de toate. Sare de toate din cauza asta. E bună? E bună, da. Și asta de sperișoare pare să fie puțin bună. Am stors lămâie în ea. Așa cu lămâie, prieteni, e mai bună. Eu ciorbă mănânc cu lămâie de fiecare dată. Să rămână, doamnă, să rămână. Eram tare, doamnă. Eram odată. Păi, dar erau. Păi problema este că umblau câte 5-6 gagici, umblam cu ele la masă când veneau. Mai puțin. Mama, dumneavoastră, e bine? E bine, patroană, Doamne ajută. Să-i dea Dumnezeu sănătatea. Bine, el e băiatul meu, urs. Unul din băieți. Eu opresc foarte des aici. Da? Da. Oricum aveți copii cu mici. Să rămână, mulțumesc. Bine, bine. L-am văzut da. Pe băiat, bine și pe mine. Și pe băiatul meu nu vei fi foarte. Da? Cu 5 copii așa. Toată lumea spune. Gata, acum aveți dumneavoastră și cu mine. Eu am văzut multă vreme. Doamne ajută, doamnă să. Care educația copiilor dumneavoastră s-a văzut și la televizor. Super. Mulțumim, să rămână, Doamne ajută. Părinți, mama, da. Tata, bunicul. Păi, da. Că și bunica am văzut că e... Este, da. Super. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Doamne ajută, doamne, doamne. E foarte da. Bine. Mici mai plăcit, da? Da, da, da. Am văzut, te cunoaște, doamna urs. Te cunoaște de la televizor. Aici fac ciorba cum îți place ție, fierbinte. Pe fierbinte? Da. Nu e pe fierbinte. Prieteni, o să revenim în timp ce mai mâncăm. Încă ciorba, dar ia vedeți, prieteni. A fost mai fierbinte, dar ia vedeți, prieteni, cum am împulecat-o eu. Deci a fost o ciorbă foarte bună, prieteni. Aici la restaurantul ăsta este la kilometru 80 pe autostrada pe sensul Pitești-București. Deci autostrada Pitești-București la kilometru 80, doamne, aici, da? Aici este restaurantul, aici este restaurantul, să rămână. Deci aici este restaurantul și mâncarea este foarte bună, foarte bună, prieteni. Am mâncat ciorba extraordinară, vedeți, am mâncat-o toată. Și o servire foarte bună, chiar ne-a servit doamna. Mulțumim, doamnă, să rămână. Da, puteți să debarasați aici cum doriți dumneavoastră.
Bine, am făcut ca mizerie pe masă, dar așa se spune că de oamenii care fac prăjituri de-astea multe sunt oameni bogați. Da, Doamne ajută, Doamne, mulțumim. Ursul e bună? O mănânci toată? E foarte bună. Doamne. Păi nu mai am două guri, mai am. Mă bucur, dar mă nici nu mănânc, o beau. Mănânc-o, hai, hai. Cum o bei? Ia cu castronul. Ia vedeți, prieteni, cum mănâncă ursul ciorba de burtă. Chiar e bună. Deci chiar bună ciorba, prieteni. O, foarte bine, ursul, foarte să fie bună. De bine. Da, 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 da. Foarte bună. Copilul eu sau? A, da. Copilul. Iar am slăbit, da. Bine, bine. Mulțumesc. Vezi, toată lumea zice că am slăbit. Da. Dar chiar, de ce ai slăbit ursul? Am slăbit 13 kg. 13? 13, da. Cum să slăbești 13 kg? 13 kg. Păi erai mai gras cu 13 kg? Nu, era mai solid. A, mai solid? Nu eram, acum sunt mai gras, dacă întărez mai puțin. Adică? Am dat mai mult. Auziți, 13 kg a slăbit. Dar nu se vede la bun. Dar eu chiar nici n-am observat că era... Că dacă mă vezi tot timpul... Că dacă mă vezi tot timpul, cum să mai observ? Nu, era mai... Da, era mai bine. Grijile. Lasă că o să fii bine, ursul, să te ajute Dumnezeu. Dumnezeu e mare, Dumnezeu să fie cu noi, să fie cu tine. Să ne ajute și nouă Dumnezeu. Că n-am făcut rău la nimeni, prieteni. Dar asta e viața, trebuie să trecem prin toate. Așteptăm acum să vină minții, prieteni. Să mâncăm zvântâna. O mâncăm goală. O mâncăm așa, o să. Zvântâna se mănâncă cu pâine, prieteni. Dar nu pot să mănânc zvântâna în ciorbă. Și din cauza asta am ales să o mănânc cu pâine. Deci, să pună ploaia. Că? Să pună ploaia rău de tot. Dacă se pune ploaia, asta e cu. Lasă că e bine, ne răcorim. E și prea cald. Oricum e prea cald. Da. Noi n-avem aer la mașină. Și pâine e bună, prieten. Vedeți? Nu este pâine de care mâncăm noi de aia peliată. Deși pâine este de țăst, de țară. De batră. De batră, da. Chiar de batră. O vedeți? Deși pâine este pe de batră. Iar am făcut o mizerie, prieteni. Înseamnă că sunt un om bogat. Că numai bogații fac așa mizerie. Așteptăm să vină doamna cu micii, dar să mâncăm. Nu ne grăbim, da, da. Nu ne grăbim, nu-i problemă, avem tot nu, timpul din urmă. Până mâncăm smântâna, doamnă. Mai avem puțin de smântână. Dar ce ai zice cu aia când ieșim afară să nu pornească mașina? De ce? Mai face figură electromotorul. Nu să vă arăt, prieteni. După aia ce mașină avem afară, cu ce mașină mergem. Nu știu dacă o vedeți, dar o să filmăm când suntem afară. O să o vedeți afară dumneavoastră, prieteni. Ia, a, mulțumim, doamnă, nu trebuia. Poftă bună. Da, mulțumim frumos. Noi. Ia să vedem micii. Imediat v-a dus acum, că n-am da, mulțumim, să rămână, doamnă. Ia vedeți cum arată micii, prieteni, parcă nu, parcă sunt cruzi așa pe o parte. Nu. Sunt cruzi ursul sau? Nu sunt cruzi, ia vedeți, carne, prieteni, carne sunt cruzi. Carne mai roșie. E carne mai roșie, nu sunt cruzi. Carne mai roșie? Păi le mănânci cu mâna ursul. Da, da, da.
Da. Lasă mai bine poate să... Mulțumim. Mulțumim, doamna Sărumâna. Eu le mănânc cu tacâmu. Eu nu știu să mănânc cu tacâmu. Și noi mulțumim frumos, doamnă. Da. Mulțumim frumos, doamnă. O să îi gust acum și o să vă spun cum sunt, dar numai pe din afară, așa cum îi văd, sunt, îmi dau seama că sunt chiar buni. Sunt tursul sau nu? Da. Da. Sunt gustoși. Mi se par și mai ușor decât mici, în general. Da, micii ăștia au bicarbonat, că ăia de la dedule se spune că bagă bicarbonat în ei. Au un sucursar aici, la Bucura, că avem care trebuie de noi și ei, dar avem fabrică. Dar e fabrică, e ceva aici? Da, da. Unde? La 3 km. La 3 km? Cum îi spune acolo? Eu vă întreb ca să iau și eu. Și e deschis de la ce oră la ce oră? A, și bine și le aduce aici. Să iau și eu, câte un mic? Nu? Vreau să iau și eu 100 de mici. Să le duc, să le duc la Strehaia. Îi duc lui mama, da. Da, îi duc lui mama, îi place să mănânce. Da, patroană, uite, îți aduc mici de aici, de la doamna mici de Dedulești. Chiar sunt mult. Deci vezi cât de bun sunt prieteni, pentru că mâncăm pe toți. Uitați, ne dați doamna o porție de cartofi din partea casei. Mulțumim frumos, doamnă. Vezi cum și cartofii sunt naturali, nu se congelați la pungă. Nu sunt congelați la pungă, nu? Nu sunt, păi nu vezi. Dar cine-i curăță? Bucătarul sau? Noi! Trebuie să-mi sar de casă pe aici. Ce-i vă? Și piurelul bate tot din casă. Da? Asta e foarte bine și piureul. Data viitoare când vin o să mănânc piure. Decât să te duci undeva să mănânci praf de ăla de la penny, băgat în lapte și gata ce e piure. La penny? Nu zic la alte restaurante, am praf de ăla, să știi pulci. De piure. Plasca. Nu știi? Ne mai aduce și nouă două felii de pâine, doamnă. Prieteni, chiar sunt buni mici. Chiar sunt buni. Pe bune. Vedeți, prieteni? Am mâncat o masă copioasă, dar problema e acum că nu mai putem să mergem pe drum. Mergem încet. Acum e prea cald dulțul. Mergem încet, așa ne dăm geamurile jos. Da? Da, și mergem încetișor, așa nu ne grăbim niciunde. Tot ce am avut de făcut azi am făcut. Mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să putem să facem și noi ce am avut de făcut. Mulțumim Dumnezeule pentru ceea ce faci pentru noi în fiecare zi, pentru familia noastră, pentru mama patroana, pentru copiii noștri, pentru Alin, pentru Ursul, pentru nepoței, pentru Leonardo, Leusu, pentru Alex, pentru Albina, pentru David, pentru toți nepoții mei, pentru sora mea, pentru Olga. Chiar mulțumim Dumnezeule. Nu să mai mănânc, nu? Nu mai pot. După ciorba de burtă și trei mici, unde mai întâlnă?
Și tu ai probleme cu stomacul. Am probleme cu stomacul, da. Deci ai mâncat mici, n-ai mâncat altceva. Poftă. Am avut poftă de mici. Nu mai mănânci de seara, că te vedea, dar nu mai mănânci de mici. Da. Nu mai mănânci de mici. Te? Te-ai vrut ceva mai ușor, dacă vreau. Păi nu, că nu mai mănânc până de seara. Chiar foarte bun, prieten. Prieteni, sunt foarte buni mici. S-au oprit aici la kilometru 80. Cine știe, poate ne întâlnim pe aici. Da, de da, prieteni, că noi venim de fiecare dată. Nu mai oprim, cine știe. De fiecare dată când trecem pe aici, oprim. Și aveți ocazia să faceți o poză cu noi. Apă? Da, da, o supă de aici. Prieteni, prieteni, am urcat în mașină, am mâncat pe cinste, pe bune, am mâncat câte o ciorbă de perișoare și ursul de burtă și am mâncat câte trei mici. Micii au fost bestial, prieteni. Ia uitați pe ursul acum cum e mâncat, băut. Băut apă, ia atent la drum, prieteni. Aglomerație mare în București. Deci aglomerație mare în București, prieteni. Vedeți ce aglomerație e. Ușor, ușor, nu te băga iurea. Și noi suntem o mașină de... N-avem nici aer condiționat. N-avem nici aer condiționat, prieteni. Uite că tot ne-a dus unde am avut treabă. Da, am avut treabă, ne-a dus. Ne-a dus de la Pitești la București, prieteni. Deci, pe bune, ne-a dus bine mașina asta, ursă. Dar ne... n-are aer condiționat. Dar problema este că eu sunt cu inima, prieteni, și nu pot să stau la aer condiționat. Și stau și eu fără aer condiționat. Stau ca pe parcă, prieteni. Deci stau ca pe parcă. Ia vedeți aici mașinile, vedeți? Încă acum nu este prea aglomerat. S-a mai eliberat. Am mai eliberat, prieteni. Acum mergem, unde mergem, ursule? Către noi, da? Acasă. Deci mergem acasă, prieteni. O să vreau să mai oprim să ne cumpărăm ceva de... ceva de mâncare, poate mănâncă ursul mai târziu. Păi da, poate mănânci și ți-e foame ursul mai târziu. Diseară nu trebuie să deschizi frigiderul și să vedem ceva în el? Păi e plin frigiderul. Păi da, nu mai e loc unde să mă e plin frigiderul, prieteni, a trimis patroana carne de oaie. Aici e plin frigiderul. E plin frigiderul. Păi cine mănâncă carne de oaie? Tu mănânci? E și de porc. E, credeți, prieteni, că eu nu pot să mănânc carne de oaie când sunt la București? Nu pot să mănânc singur. Poate cu ursul o să fac și eu diseară un picioruș de ăla de care mi-a trimis patroana. Nu, ursul? Vedem, bă. O să facem carne de oaie la cuptor. Dar nu prea știm rețeta. Știi și tu rețeta de oaie de carne de oaie ursă? Da? Vedem pe net. Da. Să punem ce bani. Sau de exemplu, că toți mi-a zis că carne de oaie e bună cu bere. E bună cu bere? Păi ziceam să o punem la macerat atunci astăzi. Astăzi și o facem peste 2 zile, 3. O punem. O punem? Deci cum să facem, prieteni? Ia spuneți voi să punem pulpa de oaie la macerat ca să o mâncăm aici la București. Ia spuneți-ne și nouă cum să o punem la macerat, prieteni. Da? Numai în București poți să vezi pe GPS dintr-un cap în altul 30 de kilometri. 30 de kilometri? Da, ia uitați și aglomerație. Poți să vezi 30 de kilometri pe GPS. Vedeți ce aglomerație e, prieteni, la București și astăzi de căldură mare. Să stai în Vitan și să ajungi până la metrul Militari? 3 ore. 3 ore, cât fac de la Strehaia până la București. Vedeți, prea mare aglomerație, prieteni. Da.
N-are lumea bani. N-au bani de benzină, de mașină. A, n-are lumea bani. Este, are balta pește. Uite, o canistră aprinsă. Păi da, ursule, tu. Păi eu, da. Tu așa umbli cu ea. Dar restul lumii care se plimbă zi și noapte. E învățată mașina la ursul să circule fără benzină, prieteni. Pe bune e învățată. Ei cât stau în trafic aici, nu-i costă benzina. Păi da, dar acum se consumă și mai mult cât stau în trafic. Nu? Așa mi se duce mie ambreiajul. Da? Da? Întâi a doua, întâi a doua, întâi a doua. Cum să ducă dacă se duce? Dacă se duce ursul, se duce, luăm alta. Luăm altă mașină. Dar nu luăm alt ambreiaj. A, nu alt ambreiaj, luăm altă mașină. De cât dăm pe ambreiaj, mai bine cumpărăm altă mașină. Pe ambreiaj 7 milioane. Și pe 7 milioane luăm altă mașină. Păi serios, nu? Cu manoperă încă două. 10 milioane, cu 10 milioane luăm altă mașină, prieteni. Deci, pe bune, vedeți ce mașina mea acum, a murit de cald, am transpirat, vedeți? Pe bune, vedeți, am transpirat de cald. Da, prieteni, ce să mai vă spunem? Mai revenim, prieteni. Salutare, prieteni, am ajuns la București. Ia uitați cu ursul, prieteni. Stăm aici, aici dormim. Aici dormim, ursul? Aici dormim. Aoleu, Doamne, ia vedeți, prieteni. Ia vedeți unde suntem pe aici, suntem la umbră. Măcar atât. La umbră suntem, prieteni, vedeți? Ale. Pomii ăștia are din umbră aici. Hai să vedem când e mai mic. Ne mai mișcăm, prieteni, să vedem cum mai merge. Ne rogăm ochelari. Contează, ne-am mișcat ca lumea. Ne-am mișcat vreo 100 de metri. Toți 30 de metri. Aoleu, dar acum ne-a lăsat în... Ne-a lăsat în căldură. Aș coborâ și eu jos. Păi da, dar aș coborâ jos, dar mie că mă vede lumea. Că ce? Că eu sunt. Și mă vede lumea, de deci îl vedem pe Leo de la stăi. Hai, uite din ce mașină coboară. Și ce are? Ha? Ce are? Cum ce are urs? Să mă vadă lumea ce am fost și ce am ajuns. Bună, tata. Bună. Ia uite. Uitați, Opel, prieteni, vedeți ce mașină bună avem. Are comenzi pe volan, are tot. Serios? Da. Doamne, chiar bună mașina, prieteni. Are? Mai are ceva îmbunătățit, ceva? Are, are. Aer condiționat are? Are, dar de... Când cum? Deschidem geamurile noi. Are GD-ul în loc de AC-ul. Vedeți, prieteni, ia, vedeți? Deschidem geamurile și facem aer așa. Hai că nu mai mișcăm 3 metri. Facem aer așa, prieteni. Ne mai mișcăm 3 metri. Deci, prieteni, vedeți ce am fost și ce am ajuns. Caprele tot 7 sunt. Așa era și când aveam bani. Așa sunt și acum, prieteni. E vorba că n-am mașină. Care e problema? Bine că sunt sănătos. Asta contează cel mai mult, prieteni. Ne-am mișcat 3 metri. 3 metri? Da. Uite ce X6 frumos. X4. Aveam și eu de asta odată. Cum X4? X6. Uite ce X4. X4? Ce frumoase sunt. Uite, dar e frumusel. E frumusel urs. Iar am rămas în soare. Iar am rămas în soare. Vedeți, prieteni, umbra nu ne ține. Am rămas iar în soare. Deci, prieteni, chiar mi-e rușine să le arăt la prieteni în ce mașină sunt. Ție ți-e rușine, urs? Deloc. Ha? Deloc. Asta e. Eu știu dacă patroana... și cu mult și cu puțin. Păi da, dacă patroana nu ne dă galben, nu ne dă bani, noi trăim așa cum vrea patroana. Dar trăim... nu, nu trebuie. Trăim așa cum vrea patroana, prieteni. Patroana ne-a zis să umblăm așa, așa umblăm. Tocmai din cauza asta vă arătăm și vouă ce facem. Vă arătăm, prieteni, vedeți? Aș coborâ jos din mașină acum, prieteni.
serios, uite, ar trebui să cobor acolo să văd dacă e zarză. Zarză, e? Iar ne mișcăm. Adică 20 de minute. 20 de minute. Uitați, aici este zarzăra, prieteni. Mamă, trebuia să iau și eu zarzăra, prieteni. Chiar trebuia să iau zarzăra. Aoleu. Deci, prieteni, ce să mai vă arătăm? Uitați că eu Dâmboviței. Gata, ne mișcă prea mult. Deci suntem pe Dâmbovița acolo. Să vă arăt. Am mers prea mult, gata, ne oprim. Ce? Am mers prea mult. Am mers prea mult, ce să facem? Uite și oamenii aici la intervenție rapidă. Ce intervenție sunt oamenii ăștia? Habar. E cu PDL o intervenție, că au culoarea portocalie. E intervenie la ceva. Vă pupăm, prieteni, noi ne distrăm. Suntem în oraș și ne distrăm, vedeți, se dau apele de pe noi, dar nu putem să mergem în aer condiționat. Nu, n-avem voie. Cu inima, cu asta, n-avem voie să stăm în aer condiționat. Și așa suntem uitați. Intră aer de la natură. Vedeți, prieteni, nu ne dăm mari. Chiar nu ne dăm mari, prieteni. Vă arătăm ce facem zi cu zi. În oraș, în București, unde suntem. O să mergem un weekend și acasă la Strehaia, la patroana. Dar cu Dumnezeu înainte, prieteni, Doamne ajută. Ne mai mișcăm 2 metri. Ce? Ne mai mișcăm 2 metri. Hai să ne mai mișcăm, prieteni, un pic. Dar știi cum mai pune ăștia și radarul pe aici, de parcă ar merge cineva tău. Ce radar să mai fie pe aici? N-are cum cu radarul. Mai pune și radarul pe aici? Da. Și eu n-am apucat să bag a treia deloc de tot cheiul ăsta. Mamă, ne-a oprit în soare. Ne-a oprit în soare, prieteni. Vedeți și voi în soare? Uite așa ne trece viața. Și cum trece ursul? Trece viața așa? Avem treabă 5 minute în oraș, plecăm 6 ore ca să o facem. Da, prieten. Ăsta este Bucureștiul, dar mama e chiar, lui de București, chiar este de aglomerat, chiar e aglomerat. E prea de tot. Da, ia. Uitați cum mă dau jos acum. Poți să o iei în față, că te zi mai în față. Ca să vedeți mașinile și voi cum stau la rând. Vedeți, prieteni? Vedeți cum stau mașinile la rând? Aglomerație în București. Uitați. Ați văzut, prieteni? Ați văzut și voi aglomerația în București și căldură mare, prieteni. E nasol pentru cardiaci, cei care sunt cu inima, e nasol să stea în soare, prieteni. Chiar nasol. Dar n-am eu încotro, dacă avem treabă, asta e. Bineînțeles, noi avem treabă la avocați, la asta, nu treabă așa de distracție. Dar ne distrăm în mașină, în oraș, ne distrăm, prieteni. Nu, ursul? Vă pupăm, prieteni. Vă dorim o zi frumoasă și vouă. Și tot ce vă doriți. Să luați tramvaiul și metroul de acum. Tramvaiul și metroul e bine, că e aer condiționat în el. A adus aici doamna Firea, fosta primăriță generală. Ne-a adus tramvaie, metrou, cu aer condiționat, prieteni. Da, nu l-a adus primarul actual de acum. De fapt, eu nici nu am auzit de primarul actual. Cine? Știi cine e primarul actual al Bucureștiului? Și de nici nu mă interesează. Păi vezi? Nu știi. Dar nu mă interesează. Ai auzit de domnul Nicu Șordan? N-ai auzit. Poate am auzit, dar ce dosare are? Are ceva dosare și el. Dar are imunitate acum. Dacă e primar general. Știi că copiii politicienilor nu mai fac vaccinuri, că se nasc direct cu imunitate. Serios? Da. Chiar asta nu știam, prieteni.
Voi știți, prieteni? Auziți și voi, băieții demnitarilor, se nasc cu vaccin. Nasc cu imunitate. Deci au imunitate generală. Aproape că am ajuns, prieteni, suntem la aici, la pod. Ia să vedem ce fac aici fetele. Se stau în căldură, sar în apă. Sar în apă? Nu știu. Să văd ce fac acolo. Ia să vedem ce face și nenea asta care vine. Îmi mergi la un ștergător, dar dacă ăsta nu vine să mi-l vândă. Care? Uite. Hai să te vedem cum vinde. Dă-i clanțul, strigă la el. Hai să vedem, cred că ăsta e la care mi-a dat o dată mai ieftină hârtie. Ștergătoare ai? Într-un stat? Universale de alea, ori de care. Cât e unul, frate? Pune-mi-l doar pe ăsta, te rog. Cum, frate, 60 de lei bucata? Păi nu face mașina mea 100 de lei, frate! Lasă, păi n-am, am 10 lei toți banii, zic serios. Dă-l jos! Dă-l jos, am 10 lei toți banii, ești nebun? Păi dacă am 10 toți! Păi dacă 10 am toți! Băi, auzi, tu odată m-a lăsat la hârtia aia, mai cu 7 lei cu reducerea. Sănătate, să fii sănătos. Ți l-a dat sau nu? Mi-a pus unul. 60 de lei un ștergător pe tute, băi. Păi, dar nu contează ursul, dar ăsta ne-a dat ieftin de fiecare dată. Deci, vedeți, prieteni, ne face reducere și oamenii de aici, din... Ne-a făcut reducere de la 100 de lei amândouă la 10 lei 1. Păi al meu era prea dăduț. Da? Era deci avem acum și ștergător, prieteni. Da. Acum mașina este nouă cu ștergătoare. Merge strună! Vedeți, prieteni, șterge bine sau nu? Șterge urs. Deci acum avem... Merge bridge, prieteni! Vă pupăm, prieteni, vă dorim o zi frumoasă și sănătate și baftă!